Bună ziua! Consilierul general al Partidului Național Liberal, domnul Ciprian Ciucu, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! O să începă interviul de astăzi cu o știre trecută neobservată. O bucată dintr-un balcon s-a prăbușit vineri peste două mașini parcate pe trotuar în centrul vechi al capitalei, o zonă foarte frecventată de turiști, după cum bine știm. Cum s-a ajuns în situația asta? Ar trebui să fim atenți atunci când mergem pe stradă să nu ne pice bucăți de clădiri în cap? Centrul vechi, fix acea zonă, este una dintre foarte puținele zone din București în care turiștii se pot aduna și plimba fără să treacă neapărat printre mașini și, în fine, să găsească un loc în care să se destindă, să se simtă bine. S-a ajuns în situația aceasta pentru că în ultimii foarte mulți ani, adică sunt clădiri care n-au fost renovate niciodată acolo, sau dacă au fost renovate cu tehnologie foarte veche cu mult timp în urmă, și în ultimii ani nu s-a investit deloc în a conserva patrimoniul istoric din acea zonă, pentru că vorbim despre centrul vechi, vorbim de patrimoniul istoric. Și, în mod normal, clădirile, dacă trece timpul peste ele, se dezintegrează dacă nu sunt întreținute. Aceasta este doar o parte și poate cea mai vizibilă, dar centrul istoric, așa cum ar fi el istoric, este mult mai extins. Nu se referă doar la zona aceea Lipscani-Șelari, ci se referă pe o arie, este pe o arie mult mai extinsă, inclusiv zona armenească, inclusiv tot bulevardul Calea Victoriei și tot ce este pe stânga și pe dreapta căii Victoria, inclusiv zona aceea dinspre Piața Victoriei în spate și deci avem un areal mult, mult mai extins. Și ce vedem? Vedem un oraș care se dezintegrează, un țesut urban care se dezintegrează și el, pentru că sunt foarte multe clădiri părăsite, sunt clădiri care nu știm ce se întâmplă acolo, nimeni n-a făcut cu adevărat un recensământ al lor și nu au cadastru multe dintre ele. Avem un țesut urban care arată foarte, foarte, foarte prost și ceea ce dă și un sentiment neplăcut. Da? Ce ar trebui să facem? Ar trebui ca în primul rând să consolidăm clădirile cu risc seismic, după care să le punem în circuitul economic și turistic, în special în cel economic, pentru că în acele clădiri se pot întâmpla foarte multe lucruri, de la evenimente culturale până pot acolo să avem magazine, să avem o viață mult mai efervescentă, dar avem foarte multe străzi în acest centru extins istoric care sunt de ocolit, pentru că miroase urât, arată urât, neîngrijit, mizerie. Iată, poate cădea ceva în cap asta, na. De ce credeți că nu există interes pentru zona aceasta istorică? Interes există, dar nu acolo unde ar trebui să existe, și anume la Primăria Capitalei. La Primăria Capitalei prioritățile sunt altele. Statul pe Facebook de către doamna primar, să răspundă la fiecare articolaș în parte, să dea replici, să înfiereze opoziția, să se bată cu minoritatea, pentru că majoritatea ia parție din Consiliul General și să dea vina pe noi ca zilele acestea, în loc să stea să... Bine, acum ce să vă zic, unde nu e nici Dumnezeu nu cere. Da? E o persoană care nu are o formare inițială și nici pe parcursul carierei în domeniul administrației publice, nu stăpânește concepte minimale de management, nu are o viziune, iar echipa pe care și-a adus-o din voluntari și din Ilfov este de nivelul unor orășele cu 30.000, 50.000 de locuitori, care acolo și-au dus echipa. Nu se poate compara, nu pot avea o experiență la nivelul unei metropole, cum este până la urmă Bucureștiul, care are 2 milioane, peste 2 milioane de locuitori. Și când primarul nu e capabil, când echipa este făcută din fiște cine, nu poate orașul să arate altfel. Bașca, că și funcționarii pe care i-a găsit în Primăria Capitalei sunt oameni care au o vârstă, deja demotivați, au schimbat mai mulți primari. Din interior vă zic, orașul nu poate arăta mai bine decât arată.
Îi văd cum sunt în interior și ce fac și ce priorități au și din interior lucrurile arată și mai prost decât cum vedem că arată din exterior. Când mă refer la interior, mă refer din interiorul primăriei. Aminteați adineori de clădirile cu risc seismic din capitală. S-a discutat cumva subiectul acesta în Consiliul General? Există proiecte în acest sens? Proiecte, depinde ce înțelegem prin proiecte. Este o politică publică care să fie urmărită pe mai mult timp și să-i se aloce bani. Adică trebuie, în primul rând, PSD-ul, pentru că controlează și Parlamentul, să schimbe legislația, astfel încât să permită reabilitarea celor clădiri în care proprietarii se opun. În al doilea rând, primăria, pentru că foarte multe dintre aceste clădiri aparțin primăriei sau aparțin statului, guvernului, da? Nu neapărat oamenilor, să le bugeteze și să se apuce să contracteze lucrări. Ce au făcut ei? Păi la vreo 3 luni după ce Gabriela Firea a venit primar, a făcut o autoritate, o nouă instituție în subordinea primăriei, un fel de agenție pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. După care un an nu s-a mai știut ce fac ca cei oameni, ce capacități au, dacă au făcut angajări, nici acum nu știm, nu știm nici dacă au un site. După care a făcut o companie, că știți, e moda cu companiile, din punctul meu de vedere, ineficiente și contra logicii economice. Și ideea ar fi că din când în când aflăm câte o clădire se duce la acea instituție din subordinea primăriei, urmând să fie consolidată de o companie care nu știm dacă are muncitori, nu știm dacă are ingineri, nu știm dacă are utilaje și așa mai departe, dar vedem că fac achiziții pe SEAP. Eu am spus de la început, dacă vrem rezultate rapide și durabile, nu avem timp să facem companii. Să faci 22 de companii dintr-o dată este fără precedent în istoria managementului la nivel mondial sau administrației publice. Nici Dumnezeul managementului nu s-ar apuca și n-ar avea curajul să inițieze dintr-o dată 22 de companii. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru? Și ce avem? Avem exact ce am spus eu că vom avea. Adică avem câteva companii sau firmulețe micuțe populate cu PSD-iști și cu oameni de casă care n-au capacitate să facă nimic la modul real să îmbunătățească serviciile publice în București sau viața bucureștenilor, ci mărunțesc și toacă bani pe diverse achiziții și pe salarii. Da? Ne-am uitat pe execuțiile bugetare pe anul trecut, știm exact despre ce vorbim. Acest model este falimentar. Și ce face primărița? Ați văzut ce a făcut astăzi. Vine, deci își trece companiile și le înființează, îi le dă USR-ul în judecată, USR-ul pierde, și le înființează și le capitalizează cu 200 de milioane de euro. Mai zic o dată. 200 de milioane de euro, da? Circa 20% din bugetul Bucureștiului pe anul trecut. Își angajează toți oamenii lor acolo, netransparent, nu știe nimeni nimic despre ce se întâmplă în acele companii și vine astăzi cu un tupeu debordant, inimaginabil și incredibil, ea având majoritatea în Consiliul General, să dea vina pe consilierii PNL implicit pe mine și ne amenință că vom plăti pentru asta, bine, prostii, că ea nu a făcut, de exemplu, asfaltări sau în cazul de față nu a consolidat clădiri cu risc seismic. Adică nu are niciun fel de logică ceea ce spune, nu are niciun fel de acoperire în realitate. Da? Am văzut că practic dânsa susținea că nu votați, citez, în interesul bucureștenilor. Da, nu votăm în interesul clicii din voluntari și clicii PSD Ilfov. Da, e adevărat, dar votăm în interesul bucureștenilor. Dacă interesul bucureștenilor este ca ea să-și facă firmele astea, să le scoată din controlul, să zic așa, al Consiliului General și să-l pună, să le placeze sub controlul unui consiliu de administrație format din oamenii lor, cum am demonstrat deja, că am publicat, da, listele cu oamenii lor, care parcursul lor
cât de mulți dintre ei vin din voluntari, am publicat toate aceste lucruri, deja se știe, da? Dacă ăsta este interesul bucureștenilor, ca să-i dăm lui Florentin Pandele și Gabrielei Firea și altora din jurul lor acestor firme, da, atunci votăm împotriva interesului bucureștenilor. Dar nu, nu acesta este interesul bucureștenilor. Noi votăm pentru a încerca să împotrivă, tocmai pentru a încerca să limităm risipa la care vor supune bugetul Bucureștiului prin aceste firme. Sunt un model economic, dincolo de faptul că noi am privatizat în anii 90, tocmai pentru că erau politizate companiile de stat și căpușate cu contracte fantoma sau, da? Deci n-a fost un model care pe cultura noastră politică să fie eficient. Și ce am făcut? A venit Banca Mondială, am discutat cu Comisia Europeană, cu Fondul Monetar Internațional și am luat decizia să privatizăm acele găuri negre. Ce face Gabriela Firea astăzi? Revine fix la acel model în care statul este prezent peste tot, da? În care ai etatizare masivă prin companii de stat, municipalitatea devine actor economic și pe lângă asta și distorsionează piața și mediul economic, de exemplu în zona IT sau în alte zone de consultanță, da? Distorsionează piața și vine cu fix același model păgubos care n-are cum să funcționeze, pentru că este demonstrat, vă spun vă ce dumneavoastră sau oricui, să-mi dea și mie din cele câteva sute de companii care mai sunt la nivelul guvernului și altele companii de stat, care dintre ele au câte dintre ele, cât la sută dintre ele au avut rezultate economice reale și că au fost pe profit și nu subvenționate și date ajutoare de stat și așa mai departe. Uitați-vă la Tarom, uitați-vă la CFR, uitați-vă, sunt exemple foarte, foarte clare că acest model este păgubos și va arunca Bucureștiul în faliment. Deja Bucureștiul se dezintegrează, dar după se dezintegra de 8 ani, că Sorin Oprescu a fost un primar foarte prost, dar și Gabriela Firea nu este cu nimic mai bună decât Sorin Oprescu, din contră, chiar risipește mai mulți bani. De unde credeți că vine această reacție a doamnei Gabriela Firea? Da, reacția de astăzi, că să ne referim la ea, exact. Pentru că a dat vina pe consilierii PNL că ea nu a asfaltat, vine din frustrarea și din conștientizarea faptului că nu a făcut, că nu și-a făcut treaba. Și așa practic, cum bine stă politicianului populist, nu caută vinovați, din contră, ea știe că e vinovată, dar politicianul populist asta face. Politicianul populist imediat nu își asumă, nu are curajul să își asume și se uită repede să văd pe cine pot da vina. De obicei, dacă ai o poziție cât de cât slabă sau cu capul plecat, ghiocel, cum a mai fost în trecut, se caută un dușman din afară. Dar cum acum opoziția este vocală și facem o poziție pe bune, nu e nevoie să caute un dușman în afară, ci vine către noi. Noi suntem, în ghilimele, dușmanul bucureștenilor. Dar oamenii trebuie să știe așa. Gabriela Firea este primar de 2 ani. Gabriela Firea în acești 2 ani putea să se ocupe de contracte la administrația străzilor pentru și să bugeteze ca atare acele contracte pentru ca Bucureștiul să fie asfaltat în continuare. Gabriela Firea nu trebuia să ia banii de la investiții. Acei 200 de milioane care vorbeam mai devreme se arunce pe acele firme de 2 lei nefuncționale și nu trebuie, și acum, de exemplu, administrația străzilor se împarte în 3 bucăți, în 3 firme. Și oamenii aceia, vă dați seama că nu mai au contracte, nu se mai ocupă de monitorizarea contractelor, sunt debusolați, nu știu dacă o să mai avem un loc de muncă. De ce nu s-a asfaltat? Pentru că n-a avut cu cine. E tranziția aceasta către aceste păguboase firme, da? Despre asta este vorba. Și ea a venit în Consiliul General, a venit acum nu mai mult de 2 săptămâni, da? Apropo, ca să vedeți minciuna. Și dacă se poate, v-aș ruga să subliniați cumva acest lucru, pentru că am prins-o cu minciuna. Și noi am votat, da, împotrivă, dar i-au trecut delegarea serviciilor, de exemplu, dintre administrația străzilor către aceste companii. Dar i-au trecut, da, i-au trecut la vot, pentru că a folosit un artificiu, i-au trecut la vot totul, dar să zicem că i-am fi votat și noi, da, prin absurd.
acum 2 săptămâni. Păi în 2 săptămâni e asfalta cu compania care nu există? Deci logica ei care este? Că noi liberalii am votat împotrivă, da, ce este adevărat, și că de aceea compania care ar fi trebuit să asfalteze n-a asfaltat. Păi când Gabriela Firea, când? Asfalta în 2 săptămâni? Despre ce e vorba? Da? Deci este clar ca lumina zilei că femeia asta minte. Da? Rămânând în această zonă a administrației bucureștene, cum arată revoluția în trafic promisă de aceeași Gabriela Firea acum în urmă cu 2 ani de zile? Păi a zis că rezolvă problema traficului în 6 luni. Au trecut 2 ani și este din ce în ce mai în rău. În iunie, dar... Da. Eu zic deja că au trecut 2 ani pentru că suntem aproape la jumătatea lui aprilie. În fine, au trecut 1 an și 10 luni. Da. Păi... Ce să vă zic, arată cum știm cu toții că arată, arată foarte prost. Venea cu de mână cu Dragnea, cu președintele lor, și promitea centura Bucureștiului. Și imediat după ce au câștigat puterea, au tăiat bugetul centurii Bucureștiului. Totul se reduce și iar, nu vreau să mă repet, dar vedeți, dacă n-ai o viziune, dacă nu ți-asumi niște măsuri, dacă nu planifici în timp măsuri și politici pe care să le urmărești, să ții cu dinții de ele, nu rezolvi nimic. Pentru că dacă vii cu o măsură așa, nu știu, deschid un nou, fac un nou pod pe undeva sau mai creez nu știu ce parcare sau nu știu ce linie de RATB mai bag, astea sunt soluții nerealiste. Traficul se poate rezolva dacă scoți mașini din București, pentru că nu se pune problema de trafic. Se pune problema de mobilitate. Dacă vrem trafic și bucureștenii vor trafic, ok, vom lărgi la maxim arterele, vom crea artere de maximă viteză, vom avea populare și un oraș neprietenos cu oamenii, pentru că atunci când mașinile invadează orașul, oamenii, fiecare trebuie să se ducă care încotro, pentru că tot acel zgomot industrial, tot acea viteză, nebunie, praf, gaz de eșapament și așa mai departe, pun stăpânire pe oraș. Acum, toate orașele moderne, din contră, înlocuiesc conceptul de trafic cu conceptul de mobilitate. Adică eu, ca primărie, îmi asum că cetățeanul se poate deplasa unde are nevoie, la serviciu, la școală, domnule ferește, la spital sau oriunde are nevoie, într-un timp rezonabil. Adică îi ofer transport în comun în condiții foarte bune, interconectivitate foarte bună între transportul în comun, metrou, tramvai și așa mai departe, și în condiții de siguranță și rapid. Da? Deci eu, ca primărie, treaba mea este, dacă vrei ca să ajungi, să zic, la Big Berceni până în șoseaua Nordului, să zic, să ajungi acolo într-un timp rezonabil de 30 de minute, care este absolut rezonabil. Da? Da? Dar asta nu înseamnă că îmi asum ca tu să ajungi acolo cu mașina personală, ci îmi asum că tu vei ajunge acolo cu transportul în comun, civilizat. Și atunci, în primul rând, trebuie investit în metrou. Foarte mult, de asta trebuie să facă guvernul, pentru că în toate orașele mari ai nevoie de metrou, este cea mai rapidă și eficientă modalitate de transport în mediul urban, după care prioritizezi cu adevărat transportul în comun și ei, în primul rând, transport în comun care să nu fie poluant, da? Și mult, pentru că București avea bani, de exemplu, să dubleze banii pe care i-a pus pe aceste autobuze turcești și să chiar avea bani. Nu mai făcea companiile astea și luam autobuze electrice. Da? Și dădeam drumul și dădeam și un mesaj că scoatem dieselul din oraș dacă vroiam și îmbunătățim calitatea aerului, pentru că, scuzați-mă că s-a de la una la altă, este extrem de important. Calitatea aerului în București este foarte, foarte proastă. Incidența boilor cardiorespiratorii este imensă. Copiii sunt cei mai afectați pentru că aceste gaze nocive și toxice sunt la aproximativ 1 metru, 1,20 m de sol, adică fix la înălțimea copiilor. Și elimină aceste probleme cum? Cu un transport curat,
mă refer din punct de vedere ale emisiilor, cu un transport rapid și sigur, în detrimentul transportului cu automobilul personal. Și atunci pui benzi unice pentru RATB, deschizi noi linii de troleibus pentru că nu este poluant și de tramvai și le interconectezi foarte bine cu metrou, făcând în același timp parcări pe șoseaua de centură pe care trebuie neapărat să o ai. Și atunci oamenii, de exemplu, vin și își parchează mașinile în acele parcări pe care tu bagi linii de cu o frecvență foarte bună a transportului cu autobuzul nepoluant încă o dată, care să-ți garanteze că ajungi, să zicem, de undeva din Otopeni, da? În București, nu într-o oră și jumătate ca acum, ci în 30 de minute, pentru că vei fi avut o bandă unică pentru aceste autobuze care vin frecvent și rapid. Și o anunți și pregătești populația din timp. Dar ăsta este un concept de politică publică, adică măsuri integrate, etapizate, planificate din timp, care trebuie ca să producă niște rezultate pe care deja tu le anticipezi și de care te ții cu dinții. Dar ca să gândești așa, trebuie să ai o minimă experiență în domeniul acesta, să fii scris în viața ta un proiect măcar. Da? Dar ei nu au modul acesta de gândire integrată și de management urban și fac cârpeli pe aici pe acolo cu câte o măsură pe care o anunță cu mare tamtam la televizor. S-au pus în discuție aceste soluții în cadrul Consiliului General? În cadrul nici nu e nevoie să fie puse în discuții în felul acesta, pentru că avem deja un document strategic făcut în timpul primarului Oprescu, l-a comandat Oprescu și experții independenți l-au făcut, se cheamă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București Ilfov, de mobilitate, da? Și aici sunt puse toate proiectele esențiale. Ce trebuie să facă primarul este să uite la cât buget alocă acestui document strategic și să aleagă 2, 3, 4, 5, nu mai mult, proiecte pe care să le înceapă. Asta trebuie să facă primarul. Dar nu. Ea face alte proiecte, face tramvaie suspendate prin nu știu pe unde. Am văzut care are o pasiune și pentru evenimente. Da. Deci, tot ce... Aceste lucruri, cum să zic eu, au fost gândite de alții, măcar trebuie să mai gândească ei. Da? Au fost gândite de alți oameni. Tot ce trebuia să facă era să le ia de acolo și să le bugeteze. Dar ce a făcut, de exemplu, anul trecut? A luat banii de la investiții, de la Pasajul Ciurel și de la alte investiții și le-a pus pe nenorocitele de companii ca să aibă să-și plătească clientela. Da? Asta au făcut anul trecut. Despre asta nu vorbesc. Da? Mai scăpăm noi, cum scap eu astăzi aici la un interviu ca să mai spunem aceste lucruri. Dar pe mainstream media, mă refer în special la televiziuni, pe televiziune cu audiență mare, tot ce vedem fanfaronada Gabrielei Firea. Dar lucrurile acestea pe care eu le spun ajung la cât? La audiența dumneavoastră și ce audiență mai am și eu și dar către zona media mai mică și independentă și mult mai puțin pe zona media mare. Da? Și asta este o problemă, pentru că după care zice că n-a lăsat opoziția, dar opoziția neavând pârghii reale în executiv. Eu, de exemplu, dacă mă duc acum, plec la dumneavoastră și mă duc să mă văd cu un director în primărie, fuge ăla când mă vede mâncând pământul. Numai, nu cumva să afle doamna că s-a văzut cu ciucul. Dar el, de exemplu, ar trebui ca să mă duc la el cu un proiect de hotărâre și să mă ajute să vină cu informații, să mă ajute să-mi îmbunătățesc și să-l promovez în Consiliul General. Dar ar fi frică, pentru că a dat o circulară în care trebuie să-i ceară voie înainte de a interacționa cu consilierii. Bine, asta se referă în special la mine și la cei care face o poziție pe bune. Deci nu este o relație sănătoasă de colaborare în primăria capitalei, ci este profund toxică. Cum arată în general o ședință? Cum se desfășoară o ședință de consiliu? Ascultam un podcast zilele acestea cu un profesor de la Universitatea Centrală Europeană și era la London School of Economics și descria sistemul din Ungaria lui Orban. Și de asta se potrivește atât de bine în contextul nostru la Primăria Capitalei. Păi, și o să folosesc fix termenii acestui profesor. El vorbea acolo despre populismul autoritarist. Da? În care ai populism care își impune voința prin mijloace autoritare.
Asta se întâmplă în Consiliu pentru că ideea de stat de drept care se bazează pe dezbateri reale și pe schimburi reale de idei și a fi deschis la ce spune celălalt, urmând ca împreună să ajungem la cea mai bună soluție, nu există în primăria capitalei. Și a fost înlocuit cu un fel de legalism, da? Care legalismul nu înseamnă stat de drept, ci înseamnă niște proiecte de hotărâri impuse prin forța votului și prin puterea pumnului în gură. Și vă dau un exemplu foarte clar la care se poate raporta oricine. Au modificat regulamentul de taxi pentru a scoate de pe piață, pentru a scoate de pe piață aplicațiile de taxi în decembrie. Eu am aflat de acest lucru că se va întâmpla cu o jumătate de oră înaintea începerii ședinței respective. Cum? Păi au trimis mail că, uite, pe ordinea suplimentară pe o avem jumătate și, de oră cu o jumătate de oră înainte. Deci eu ar fi trebuit, teoretic, să-mi fi pregătit toată apărarea, să știu cum votez după ce m-am văzut cu industria de taxi, de transport, m-am consultat cu toți oamenii să văd ce zic bucureștenii, domnule, mai bine sau mai rău fără aplicații. Reprezentantul Cotar, cei cu care ei erau mână în mână, Cotar este un fel de federația transportatorilor, de ăștia mai șmecheri de taxi, era acolo cu o oră înainte. Adică eu, consilier general, am aflat cu o jumătate de oră, iar ăla era acolo cu o oră înainte. Ăla știa că va fi pus pe ordinea de zi. Și atunci, unde mai este? Că a trecut, că a devenit proiect de hotărâre și că a fost votat? Da. Ăsta și este legal? Cumva, da. De ce? Pentru că au ridicat aia de la majoritate mâna și a trecut. Deci produce efecte legale. Este ceea ce acel profesor și eu numim legalism. Dar este normal? Nu. De ce nu e normal? Pentru că trebuia o astfel de măsură cu impact masiv, trebuia dezbătută cel puțin 30 de zile în societate, în toți oamenii să fie informați, cei care sunt afectați să-și pună cuvântul și să putem face amendamente, să ne putem pregăti astfel încât bucureștenii să afle ce se întâmplă acolo în Consiliu. Păi dacă eu aflu cu o jumătate de oră înainte de momentul în care trebuie să votez... S-au mai întâmplat situații de genul acesta care să vă anunțe cu jumătate de oră? La fiecare ședință a Consiliului General ne pun în astfel de situații. Deci la fiecare... avem și o lege a administrației publice veche de prin anul 2001 care le permite acest lucru. Da? Deci avem o lege care acum nu mai este la standarde democratice pe care le-am aștepta. Și așa este la... M-ați întrebat cum e la PMB. Fix așa este. Este un legalism tâmp care vine pe un fond de totală lipsă de transparență, a transparenței. Și tot ce putem noi face, consilierii opoziției, este să mergem la... să comunicăm foarte mult pe social media, pe Facebook în special, și să mergem la astfel de interviuri unde mai suntem și noi băgați în seamă. Cum colaborați cu colegii de la USR în Consiliul General? Nu colaborăm, dar votăm la fel. Adică a colabora înseamnă a-ți pregăti împreună ședințele și a te consulta pe vot, a gândit împreună strategii. Au fost câteva momente punctuale la care noi le-am asigurat lor un număr de semnături când au avut o inițiativă și viceversa. Așa, în acest fel, am colaborat. A fost foarte ok și natural pentru noi. Dar nu am ajuns în momentul în care să colaborăm în sensul, domnule, să ne pregătim împreună punctele de vedere. Mai e până acolo. Mă aștept la mai multă maturitate din partea ambelor partide, nu mai sunt mici animozități, pentru că trebuie să înțeleagă și partidul meu, și Partidul Național Liberal, și partidul lor, USR-ul, că separat n-avem nicio șansă. Au extrem de mulți bani, au făcut enorm de multe angajări, au o rețea clientelară care se întinde dincolo de granițele Bucureștiului, inclusiv în București, controlează o foarte bună parte din ceea ce numim mainstream media, iar lupta va fi foarte, foarte grea. Dacă își imaginează vreun userist sau vreun penelist că separat vom putea câștiga primăria capitalei, ceea ce ar putea după aceea declanșa
și o anumită stare de spirit în țară ca să câștigăm inclusiv guvernarea, pentru că miza la Daia este foarte mare, miza la primăria Bucureștiului. Dacă se imaginează că USR-ul sau PNL-ul separat vor câștiga primăria capitalei, eu pot să le zic că sunt nerealiști și că nu știu cu ce avem de a face, cu cine avem de a face. Dar eu știu cu cine am de a face. Am mai subestimat-o, inclusiv eu, odată pe Gabriela Firea, care este un comunicator excelent și un primar execrabil. Am mai subestimat-o odată și a câștigat. Dar sper să nu facem aceeași greșeală. Și de aceea cred că orice atac sunt anumiți indivizi cam radicali prin USR, în sensul că ei își imaginează că USR-ul singur poate mobiliza bucureștenii și că PNL-ul nu a fost capabil să se reformeze, dar PNL-ul asta demonstrează zilele acestea și o să vedeți mai departe că se reformează la modul cât se poate de serios și este pe baricade și face opoziție la modul cât se poate de serios. Dacă ei vor ataca PNL-ul, noi va trebui să răspundem. Sau viceversa. Și atunci ne omorâm în lupte fraticide care n-au niciun fel de rezultat și rezultatul va fi că tot PSD și Firea vor fi la conducerea Bucureștiului. Ceea ce este extrem de important și miza este foarte mare și trece dincolo de București. Oricum, doar București este o miză suficientă. Pentru că să fii primar înseamnă cam să fii jumătate de premier, așa, ca ce forță, ce buget ai. E să fii primar de sector, îi face cam cât 2-3 miniștri mai slabi. Da? Gândiți-vă că Primăria Capitalei are 55 de instituții în subordine și acum 22 de companii. Are 40.000 de angajați. Cred la firea să da cifra aceasta. Are un buget de 5 ori mai mare decât al Clujului. Nu, scuzați-mă, de 4 ori mai mare aproximativ decât al Clujului, care este următorul oraș mare, celelalte orașe nici nu se compară. RATB-ul are bugetul Brașovului. Da? Adică cine e primar la RATB, apropo? Da? Apropo, iarăși, un legalism tâmpit. Când au schimbat șeful RATB, directorul RATB, seara la ora 6 ne convoacă pentru a doua zi la ora 9 de dimineață ca să schimbe șeful de la RATB. Păi stai puțin, și eu sunt consilier și eu am dreptul ca să nominalizez. Ca voi o să-l picați la vot, asta e, dar dăm dreptul să nominalizez. Păi cum găsesc eu, fac un concurs sau găsesc un om bun, un manager bun pe care să-l prezint în fața Consiliului General de la ora 6 seara până la ora 9 dimineața? Da? Deci este autoritarism, populism autoritarist. Așa se cheamă acest mod de conducere care înlocuiește ideea de stat de drept cu un legalism tâmpit și tâmp. Pe final, cum ați caracteriza în linii mari activitatea desfășurată de doamna Gabriela Firea până în acest moment, în acești aproape 2 ani de zile? A fost. Gabriela Firea credea că o să fie acea prezență plăcută care o să aibă un rol de reprezentare. Televizor, presă, sindrofii la Ateneu, cum îi plac foarte mult, pe banii bucureștenilor, concerte. Dar să fii primar este mult mai complex de atât. Trebuie ca să ai o viziune, trebuie ca să inspiri, trebuie ca să monitorizezi ce se întâmplă în toate direcțiile. Iar primăria este un animal extrem de complex. Că ești ministru sănătății sau ministru educației, ok, ești în acel domeniu. Dar când vorbim despre un oraș precum Bucureștiu, care se compară cu o țară, dacă vreți, București are populația Estoniei. Da? Aici ești responsabil de sănătate, că ai spitale în subordine, de educație, că trebuie să asiguri baza materială a școlilor, de politici de mediu, pentru că se decontează în sănătate. Ce nu faci pe zona de mediu? Pe aer, de exemplu, pe trafic, salubritate, iluminat public, apă canal. Sunt lucruri foarte, foarte concrete care necesită o pregătire prealabilă. Și s-a găsit în situația, ei și-a dorit foarte mult să. Eu îi spun așa în glumă, îi zic că nu este primarul general, îi zic că este PR-ul general. S-a concentrat atât de mult pe comunicare. Într-un fel natural, pentru că de aici s-a format și aici sunt competențele domniei sale, care nu îi le contestă nimeni. În a comunica și nu a reușit să, ceea ce era previzibil să fie un primar, ci a reușit să fie un PR. Iar echipa care ar fi trebuit să-i asigure backup-ul sau să asigure această conducere se dovedește a fi mult, mult prea slabă în raport cu nivelul de complexitate al orașului nostru. Are doamna Firea șanse să mai ocupe încă un fotoliu de primar?
Încă un mandat. Haideți să ne uităm puțin pe bugetele companiilor. Da? O să vedeți că o parte dintre ele sunt conțin publicitate. De exemplu, e o companie care are pe 2018 600.000 de euro publicitate, 600 mai mult. Primările sector au contracte de foarte mari de publicitate. Da, vor investi foarte mult în PR și în publicitate și în televiziuni, în special. Și având atât de mulți bani, deci ce v-am zis eu este doar o mică fracție, că este la o singură companie, da? Acești bani de publicitate sunt împărțiți pe la mai multe companii și mai multe instituții în subordine. Da? Și având atât de mulți oameni abonați direct la bugetul companiilor, de exemplu, compania de securitate și pază va avea 3.500 de angajați, 3.050 de angajați. Gândiți-vă că numai ăștia cu familiile lor, dacă votează, înseamnă un procent important. Și așa mai departe, da? Da, Gabriela Firea, chiar dacă va conduce la fel de dezastruos Bucureștiul ca până acum, are șanse să mă câștige un mandat. De aceea eu nu obosesc când atrage semnale de alarmă asupra importanței mobilizării opoziției. Da? Și sunt unul dintre partizanii, eu vă zic de acum, dacă opoziția democrată, liberală, nu va merge împreună, n-are rost să mai joc eu personal în acest joc, în acest meci. Pentru că este un meci pierdut și am și alte lucruri mai bune făcut cu viața mea decât să repet experiența de acum 2 ani. Domnule Ciucu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare plăcere!